Bună ziua, dragi colegi! Vă salutăm la cea de-a patra videoconferință în regim online din anul 2021 EU Debates Cafe, cu tema verificarea averilor și intereselor în justiție. Astăzi dezbatem o temă de mare interes pentru publicul larg din Republica Moldova, de altfel, conform barometrului opinii publice pentru februarie 2021, circa 67% din cetățenii Republicii Moldova nu au încredere în justiție, iar 27% consideră că magistrații ar fi printre cei mai corupți. Astăzi, alături de invitații noștri, încercăm să găsim o explicație pentru această stare a lucrurilor, dar și să identificăm unele soluții. Înainte de a începe, aș vrea să menționez că acest eveniment este organizat cu suportul Fundației Hans Seidel. În acest context, aș vrea să le mulțumesc partenerilor noștri pentru suportul oferit. Țin să menționez că evenimentul este difuzat live pe platformele privesc.eu și Realitatea Live Media, precum și pe pagina de Facebook a Institutului pentru Politici și Reforme Europene, unde ne puteți urmări. Mai întâi de toate, permiteți-mi să îi salut și să îi prezint pe paneliștii de astăzi. Voi începe cu doamna Rodica Antoci, președinta Autorității Naționale de Integritate. Îl avem alături și pe domnul Ion Crețu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Livia Mitrofan, judecătoare în judecătoria Chișinău, doamna Cornelia Cozonac, președinta Centrului pentru Investigații Jurnalistice, domnul Ion Guzun, avocat și expert anticorupție, și domnul Iulian Rusu, director executiv adjunct IPRE. Vă salut și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a participa la această dezbatere. Pentru început, îi voi oferi cuvânt domnului Iulian Rusu, director executiv adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, după care vom deschide propriu-zis panelul de discuții, în cadrul căruia fiecare panelist va avea o intervenție de maxim 7 minute, după care vom procede la sesiunea de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia urmăritorii noștri pot adresa întrebările pe care le au către invitați în chatul privesc.eu sau chiar pe pagina de Facebook a Institutului pentru Politici și Reforme Europene, de unde eu le voi prelua și le voi adresa invitaților. După cum am menționat anterior, îi ofer cuvânt domnului Rusu, director executiv adjunct IPRE. Domnul Rusu, vă rog. Mulțumesc, Ecaterina. Vreau să vă salut călduros toți paneliștii prezenți la acest eveniment. Dezbatem un subiect care este de actualitate de mai multă vreme în Republica Moldova. Societatea este bulversată de investigații jurnalistice care apar în spațiul public legate de averi nejustificate ale profesioniștilor din sectorul justiției, care apar fie în declarațiile de avere, acestea fiind fie evaluate nu la justa valoare, deci o subevaluare semnificativă, sau ce mai rău, acestea nu sunt declarate deloc, iar jurnaliștii de investigații le prezintă publicului larg. Pe de altă parte, starea de lucruri în justiție, după cum a menționat Ecaterina, și așa stă destul de rău la nivel de încredere din partea societății, astfel încât astfel de informații doar duc și mai mult la o scădere a încrederii în sectorul justiției. Am să mă opresc aici, rog foarte mult paneliștii să prezinte pozițiile lor pe marginea acestui subiect. Sunt sigur că vom avea o discuție interesantă și productivă. Mulțumesc, domnul Rusu, pentru intervenția dumneavoastră. Acum vom deschide panelul de discuție, după cum și am anunțat anterior. Aș dori să-i ofer cuvânt doamnei Rodica Antoci, președinta Autorității Naționale de Integritate. Doamna Antoci, vă rog să ne spuneți care sunt provocările cu care se confruntă ANI, anume în acest proces de verificare a averilor și intereselor în justiție, și de ce în spațiu public continuă să apară tot felul de investigații care, de fapt, dezvăluie acele disonanțe dintre declarațiile de avere pe care le depun la ANI magistrații și averile pe care, într-adevăr, le dețin sau le declară la un preț de procurare mult, mult sub prețul de piață. Bună ziua!
Pentru început am să vă am să-mi exprim gratitudinea pentru efortul pe care le depuneți în fortificarea statului de drept în Republica Moldova. Doar împreună vom putea să creăm mecanisme de asigurarea funcționalității a tuturor instituțiilor de drept care contribuie la înfăptuirea justiției în Republica Moldova. Aveți dreptate, Autoritatea Națională de Integritate este instituția care, prin misiunea sa de asigurare a integrității funcției publice și a funcției de demnitate publică, prin procedurile de control pe care le efectuează inspectorii de integritate, se referă la controlul averii și a intereselor care constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale a subiecților declarării, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și acele modificări patrimoniale care survin pe durata exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice de demnitate publică pe care le exercită angajații în serviciu public. La fel, prin controlul declarațiilor de avere și interese personale, inspectorul de integritate verifică depunerea în termen a declarațiilor de către subiecții declarări, precum și verifică dacă s-au respectat acele cerințe de formă sau conținut al declarațiilor de avere și interese personale. Urmarea a depunerii anuale a declarațiilor de avere și interese personale, Autoritatea Națională de Integritate, luând în considerare a recomandărilor ce le formulează GRECO, și anume ne referim la raportul 2 al GRECO, unde s-a formulat recomandarea 4, privind asigurarea unui control semnificativ mai independent și mai eficient din partea ANI, cu privire la respectarea de către deputați, judecători, procurori a normelor privind declararea averilor și intereselor personale și a conflictelor de interese, anual, în calitate de președinte al autorității, emit acel ordin cu privire la prioritizarea de declarațiilor din oficiu, anume în privința judecătorilor. Dacă analizăm datele statisticile interne, cât și rezultatele care le-am implementat în ultimii 2 ani, constatăm anumite bariere ce împiedică realizarea eficientă a controlului averilor și a investigațiilor penale pe baza declarațiilor de avere pe care le considerăm a fi următoarele. În primul rând, subiecții la această categorie, judecători, procurori, înregistrează averile pe persoane apropiate sau terțe, admit donații sau concubinaje pe care nu le declară, posibilitatea de a declara valoarea bunul la prețuri derizoriu în virtutea aspectelor lacunare și permisive prezente în legislația civilă. La fel, avem acea obligativitate a demonstrării intenției de a tănui averea pentru stabilirea falsului în declarație. O altă barieră pe care am constatat-o noi în urma verificării declarațiilor de avere și interese personale în privința judecătorilor, ultimii 2 ani, pe lângă faptul că s-au inițiat dosare contravenționale, s-au aplicat procese verbale contravenționale, chiar avem speța cu privire la judecătorul care nu a fost demis în urma notificărilor pe care și le-a efectuat inspectorul de integritate, având în prezent o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii care nu a luat și nu a demis acest judecător din activitatea sa pe care o exercită. De ce se întâmplă? Se întâmplă pentru că nu toate instituțiile ne fortificăm și nu avem o cooperare strânsă pentru a demonstra integritatea sau lipsa integrității acestor categorii de subiecți. Doamna Antoci, aveți microfonul deconectat. Un pic îmi cer scuze. Ce am putea noi să întreprindem ca acțiuni pe termen scurt în vederea asigurării eficacității mecanismului de verificare a averilor și interese personale? Luând în considerație mai multe documente de politici, în primul rând trebuie să luăm în calcul și acea acțiune ce se prevede în memorandumul de înțelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la asistența macro
financiară, prin care sunt create fortificarea mecanismelor de control pentru inspectori de integritate, cu posibilitatea de a-și extinde competențele pentru a permite inspectorilor să solicite evaluarea activelor în procedură de control de la evaluatorii independenți. La fel, posibilitatea inspectorului de a-și extinde domeniul de control asupra persoanelor afiliate, pentru că, cum am referit, avem părinți care sunt donatori sau părinți care dețin proprietățile judecătorilor în proprietate și le dau în abitație judecătorilor sau procurorilor, cât și a nu mai admite în spațiu mediatic deci declararea bunurilor la prețul de rezor prin faptul că posibilitatea în subiectul declarării și să-și declare la prețul de piață a activelor pe care le dețin. Toate aceste modificări legislative, ele sunt incluse atât în proiectele ANE pe care le promovează din 2019 până în prezent, la fel le-am prezentat și în acele planuri ale Guvernului pentru anii 2020-2023, sunt introduse și în strategia cu privire la asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024. La fel, consider că atunci când au loc acele misiuni de evaluare, fie ele externe sau care cum vor fi rectificate sau aprobate de către Parlament, le consider că aceste misiuni de evaluare să aibă constituite un organ executiv specializat care să asigure un secretariat pe care vor formula dosare de evaluare în privința fiecărui judecător care vor sau procuror ce vor să intre în sistemul de dat. Aceste dosare de evaluare vor conține rapoartele de evaluare și informații prezentate fie de instituțiile anticorupție, cum ar fi ANI, CNA, SIS, cât și acele informații pe care le dețin reprezentanții societății civile sau jurnaliștii care desfășoară aceste investigații. Dacă ne referim la competența ANI, autoritatea este deschisă pentru a contribui la consolidarea sistemului judiciar prin acele sarcini de competență ce le revine autorității și anume prin inițierea din oficiu a controarelor averilor și intereselor personale cu privire la judecători, la fel a prezenta informații cu privire la eventualele dosare ce au fost în derulare la autoritate, poate care au survenit cu decizii de clasare sau de refuz și care au fost acele informații la bază. La fel, consider necesar de a fi stabilite informații din posibilitatea de a avea inspectori de integritate specializați anume pe domeniul acestui categorii de subiecți. De ce? Pentru că în spațiu mediatic zilnic atât societatea civilă cât și jurnaliștii depun o muncă enormă prin acumularea informațiilor și prezentarea prin acele articole sau investigații jurnalistice care ar fi binevenite și puse și probate în dosarele de control, fie la ANI, fie la CNA sau fie la procuratură. Pe scurt, cam asta am vrut să spun. Iar în rest, mergem pe întrebări și a posibilitatea pun ca doamna Cozonac să intervină și să nu reținem pentru a-și onora obligațiunea de a-și face acel vaccin care a solicitat dumneavoastră ei. Vă mulțumesc mult, doamna Antuci, pentru această intervenție. Într-adevăr, chiar în continuarea celor spuse dumneavoastră, avem alături și pe doamna Cornelia Cozonac, care vine din domeniul investigațiilor jurnalistice. Vă rog, doamna Cozonac, să ne dați o apreciere mecanismelor existente la momentul de față de verificare a averilor și interese în justiție. Dacă ați putea conecta microfonul, vă rog, doamna Cozonac. Scuzați. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru invitație la această discuție. Este o temă foarte interesantă și foarte actuală și
destul de importantă și pentru jurnaliști, la fel ca și pentru toată societatea, pentru că noi jurnaliștii scriem și eu chiar pregătindu-mă de această dezbatere am verificat din ce an am început să scoatem la iveală problemele din sectorul de justiție legat de declararea veniturilor, averilor, intereselor. Și primele investigații, așa, cazuri concrete, au fost în 2012. Atunci vorbeam despre casa din povești a doamnei Nina Cernat sau casa judecătorului Arnăut, care era scrisă pe soția sa, ei fiind divorțați oficial, dar în realitate noi am dovedit că ei locuiesc în aceeași casă, ei contribuie la amenajarea ogrezii, ceea ce am putut noi să documentăm. Deci, în 2012, din 2012, problemele nu s-au soluționat în această privință și cazuri din astea avem și acum. Chiar anul trecut scriam despre procurorul Igor Popa, care este divorțat în acte, dar colegii mei au stat și au filmat o perioadă foarte bună de timp dimineața ca să-l poată prinde că el este din acea casă, din unde locuiește și soția sa și, de fapt, toți cei din jurul și paza și alții chiriași din acel imobil spuneau că procurorul Popa locuiește împreună cu soția sa, deci lumea nici nu știa că este divorțat. Deci ei sunt divorțați în acte și, respectiv, tot ce era scris, ce este scris pe fosta sa soție în acte, procurorul nu declară. Deci aceeași schemă pe care o aratam și în 2012, am aratat-o și în cazul altor justițiabili, își scriu într-adevăr veniturile pe foștii parteneri sau pe partenerii de viață, dar care în acte sunt divorțați. Și nu am văzut niciun caz în care ANIS să cerceteze anume acest aspect. Și nici nu am văzut, eu cel puțin, nu am văzut niște propuneri relevante, ele poate sunt, eu nu zic că nu s-au făcut propuneri ca anume aceste cazuri să poată fi documentate și verificate de inspectorii ANE. Dar dacă lucrurile nu s-au schimbat până azi, arată că există o problemă în acest sens. Pentru că în 2012, când scriam noi atunci despre judecătorii respectivi, ne-am întâlnit și cu procurorii anticorupției, ne-am întâlnit și cu la inițiativa Procuraturii Anticorupție și cu reprezentanții CNI-ului de atunci, și ei încercau să ne explice de ce nu au putut cerceta cazurile, pentru că există niște probleme în legislație care nu le permit să documenteze averile scrise pe altcineva, mai ales dacă sunt în divorț. Deși procurorii din România, bună oară, de la DNA, cu care tot am avut anumite întâlniri, spuneau că ei pot documenta și pe amante, amanți și alte persoane nu chiar de grad de rudi, de gradul întâi chiar. Adică, cred că există în anumite țări experiența asta, expertiza respectivă și cred că Moldova ar trebui să o preia. Deci asta este una dintre problemele care persist, anume scrierea pe diferite rude, scrierea proprietăților. Deja pe părinți uneori poți să găsești și pentru jurnaliști, de fapt, este dificil să documenteze averea judecătorilor și procurorilor scrise pe rude, pentru că unii chiar pot să scrie pe rude îndepărtate, pe care este extrem de greu să le găsești. Eu pot să vă spun doar prin ce trecem noi jurnaliști atunci când documentăm astfel de cazuri. Noi ne confruntăm cu, să zic, persecuții așa din partea celor pe care îi vizăm, pentru că noi avem câteva procese de judecat cu procurori despre care am scris. În 2020 cred că am fost vizați în mai multe plângeri de fosta soție a procurorului Popa, care a scris plângeri pe noi pe tot locul, la Centrul Național pentru Protecția Datelor Personale câteva plângeri, că i-am verificat datele personale.
Centrul a constatat la o etapă că noi am încălcat legea, că am verificat abuziv datele personale la cadastru ale Alei Popa, deși noi îl cercetam, de fapt, pe procurorul Popa, care nu și-a declarat averile respective. Avem un proces de judecat cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Ei atunci au constatat că noi am încălcat legea pe motiv că nu am făcut dovada că am publicat investigația. Deși ulterior investigația a fost publicată și noi le-am explicat că procesul de documentare nu presupune publicarea investigației a doua zi după ce ai verificat datele la cadastru. Ei, dar Ala Popa nu s-a lăsat, a scris plângeri și la Consiliul de Presă și a trebuit să dăm explicații și bine că până la urmă și Consiliul de Presă a constatat că nu am încălcat legea, dar asta este situația jurnaliștilor care au curajul să și îndrăznesc să verifice pe cei care se consideră că stau foarte bine pe pozițiile lor și pot manipula cu reprezentanții instituțiilor statului asupra cărora pot face presiuni. O altă problemă pe care noi o arătăm iarăși din an în an, deja de mulți ani, sunt donațiile. Donații la mulți procurori și la unii dintre judecători. Trebuie să remarc că nu este vorba de toți judecătorii, nu este vorba de toți procurorii, de câțiva, mult mai puțin decât este numărul total al celor implicați care activează în acest sistem, dar iată aceștia câțiva care sunt și care, în opinia mea, pătează imaginea justiției în general și fac ca să crească neîncrederea cetățenilor în justiție. Deocamdată nu ajung să fie și trași la răspundere și să fie documentate aceste donații, de unde vin ele, pentru că eu, de exemplu, n-am avut nicio donație niciodată în bani, dar procurorii au. Au și de 5.000 și 3.000 de euro. De regulă, dacă o să vă uitați, cam cei care declară donații sunt euro, nu știu de ce, și lor li se donează de la, vă zic, 2-3.000 de lei, care de mii de euro, până la 40.000 într-un an, am găsit la unul dintre procurori. Am constatat că și cei care au donații au în fiecare an donații. De exemplu, chiar recent colegii mei au făcut o investigație și a poate fi găsită pe anticorupție.md despre procurorul Chetrușca, Sergiu Petrușca, care are câțiva ani la rând, 2017, 2018, 2019 și 2020, câteva mii de euro. Deci, iată, este greu să, pentru noi jurnaliștii deja este greu să dovedim de unde vin aceste donații și cine le donează. Și dacă analizăm alte categorii de funcționari publici, o să vedem că acolo unde riscul de corupție este mai mic, la profesori sau la alte categorii bugetari care în genere lucrează în anumite structuri unde n-au treabă cu mita sau cu alte favoruri care le-ar putea obține de la cetățeni, deci ei nu declară donații. Prin urmare, trebuie să vedem de ce, prin cum își acoperă sau ce își acoperă unii judecători și unii procurori veniturile sau proprietățile cu donații. O altă problemă sunt afacerile pe care le gestionează din umbră unii procurori și unii judecători. Și au scris mai mulți jurnaliști și noi am avut și noi câteva investigații în ultimii ani care la fel nu au ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Este, sigur că este dificil și pentru noi este dificil să dovedim. Și vă zic că atunci când încercăm să dovedim acest lucru, iar noi căutăm extrem de multe probe și ca să dovedim aceste cazuri, pentru că știm că procurorii și judecătorii o să ne atace și asta se întâmplă. Avem cazul procurorului Popov, care am dovedit până și colegii mei au mers în Ucraina, pentru că el a declarat, deci el gestionează din umbră afacerea familiei, de fapt este afacerea lui și lucrul ăsta îl spun toți în satul lui. Dacă noi am mers pur și simplu la stația de autobuze și am discutat cu lumea. Deci toți ne-au confirmat asta. Nu este deloc greu să meargă cineva să dovedească lucrurile astea deja și sub aspect juridic.
Până și procurorii ne spuneau, cineva dintre procurori ne spunea că au avut un alt caz de la pompieri și într-un carnet care era probă, care era probă în dosar, era scris că trebuiau să meargă la procurorul Popov, la firma respectivă. Deci toată lumea, vă zic, știe lucrul, cel puțin cei din jurul lui știu lucrul ăsta. El a declarat că are resurse de la părinții soției care și-au vândut casa în Ucraina și i-au dat lui o parte din bani ca să pornească afacerea. Colegii mei au mers și în Ucraina, au găsit satul respectiv, au găsit casa respectivă, au găsit vecinii care au povestit cu cât se pot vinde casele acolo, deci nu mai mult de 5.000 de euro în satul respectiv. Deci și oamenii erau oameni obișnuiți în satul respectiv, care nu aveau averi mai mari decât ar fi avut altcineva și care ar fi putut să-l ajute pe procuror. El ne-a dat în judecată și avem un proces de judecată care deja durează de un an de zile și încercăm noi să ne îndreptățim. Sigur că dacă ne-ar ajuta și instituțiile statului care ar documenta, pentru că noi am pus totul pe tapet, și mărturii, și documente, deja mai mult decât atât noi n-am mai putut face. Dar vă zic, atâta timp cât nu există și o decizie sau cel puțin o cercetare în lucru care o leacă să-i pună pe gânduri pe cei care fac aceste lucruri, ei nu o să steamă, nu o să steamă de lege și respectiv ei o să atace și jurnaliștii și o să-i descurajeze pe jurnaliști. Pentru că pentru o redacție, un proces de judecat pierdut de vreo 500.000 de lei sau 1.000.000 cât cer ei, e falimentare. E falimentare și jurnaliștii, mergând pe niște procese de judecată în care nu sunt susținuți de autoritățile statului sau nu, ei tot se descurajează și sunt jurnaliști care, trecând pentru un proces de judecată, au renunțat la investigații, pentru că mulți gândesc de ce trebuie să-mi aprind eu pai în cap când autoritățile statului nu fac altceva sau cel puțin nu merg și ei mai departe să documenteze. Sigur că pe noi nu ne descurajează așa de ușor, dar ne întristăm că rămân aceste probleme și atât din an în an, ele persistă și nu se schimbă lucrurile. Este și cazul procurorului general Stoianoglu cu afacerea sa, care la fel este o afacere prosperă. Noi am verificat-o mergând chiar și beneficiind de serviciile acestei firezării conduse de soția lui. Deci el nu declară ani buni, nu declară veniturile din această afacere, dar dacă mergi și vezi cât costă serviciile, o să vedeți că este o frizărie de lux, că se vând produse cosmetice în această frizărie, dar nu se întâmplă nimic. Și dacă procurorul general își permite să fenteze într-un fel legea, pentru că chestia pe care, schema pe care o operează el este una la limita ilegalității, atunci ce să vorbim de altcineva? Deci sunt niște situații care noi am aștepta ca Ani să fie mai îndrăzneață, să fie la fel de curajoasă ca și jurnaliștii. Pentru că noi o să susținem Ani ori de câte ori va avea îndrăzneala să-i cerceteze pe cei care într-adevăr încearcă să ocolească legea și să-și acopere ilegal veniturile ilegale. Cu siguranță și cetățenii o să susțină aceste demersuri ale Autorității Naționale de Integritate, dar ele trebuie să fie îndrăznețe. Deci asta este părerea mea, pentru că este mult de lucru și noi, presa, o să fim întotdeauna de partea celor care vor să lucreze, care vor să schimbe lucrurile, care îndrăznesc și au curajul să cerceteze la propriu și să cerceteze și pe granzi, pe ăștia care stau sus, care ei dirigează și cărora le se pare că legea este în mâinile lor și că ei pot face orice cu legea. Mulțumim. Cam aceasta, scurt, sper că am depășit un pic. Da. Vă mulțumim mult pentru această prestație, vă mulțumim că împărtășiți din experiența dumneavoastră de lucru. Într-adevăr, avem multe semnale din partea jurnaliștilor de investigații. În spațiul public apar multe informații privind averile aparent ilegale ale magistraților, dar cu părere de rău nu avem o finalitate.
Îl avem alături și pe domnul Ion Crețu, care este membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Și aș vrea să vă întreb, domnul Crețu, cum se face că în sistem continuă a fi promovate persoane despre care se cunoaște că avea probleme de integritate și care ar fi acei pași sau acele acțiuni pe care ar putea să le întreprindă CSM pentru a recăpăta încrederea publicului larg în sistemul de justiție? Vă rog. Bună ziua la toți! Evident că când vorbim despre justiție, toate săgețile sunt îndreptate în primul rând împotriva organului de autoadministrare judecătorească, dar cu părere de rău, nu întotdeauna organul de autoadministrare judecătorească este în stare ca să facă față și să facă regulă, deci în domeniile care sunt puse în discuție. Întrebarea care mi-ați adresat-o dumneavoastră este o întrebare la care am mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Probabil că cei care privesc ședințele online a Consiliului Superior al Magistraturii, deci ați observat la ultimele ședințe, au fost puse în discuție rapoartele de activitate a colegilor specializate, deci mă refer la colegiul de evaluare și la colegiul de selecție. Multe probleme nu pot fi depășite la momentul de față datorită unor carențe de ordin legislativ. Eu nu o să vorbesc despre foarte multe aspecte, o să încerc să punctez unele din ele. Iată, dacă o să luăm legea 154/2012 privind selecție, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, la care, de fapt, aspecte la care dumneavoastră probabil doriți să aflați careva răspunsuri, deci scopul declarat al legii respective este de a asigura un proces de selecție obiectiv, imparțial și transparent, care să garanteze selectarea celor mai buni dintre cei mai buni. Însă, spre regret, legea în cauză nu conține niciun criteriu în ceea ce privește integritatea candidaților care aspiră la funcția de judecător sau integritatea celor care vor să fie promovați în funcții administrative sau să fie promovați într-o instanță ierarhic superioară. De fapt, legea în cauză, în mare măsură, lasă la discreția CSM-ului ca CSM-ul, printr-un regulament, să stabilească asemenea criterii, deci criteriile de selecție. La momentul de față, deci avem o situație ieșită din comun, deci regulamentul care l-avem la momentul de față, prevede, spre exemplu, deci pentru accederea în funcția de judecător, candidatul trebuie să acumuleze la colegiul de selecție maximum 85 de puncte, dintre care 60 de puncte, deci sunt punctele care sunt oferite practic de către, sau sunt niște puncte care se bazează pe evaluarea dată de colegiul de evaluare, adică de un alt organ specializat, din cele 85 de puncte, doar maximum 2 puncte se referă la integritate, la corectitudine și la alte aspecte similare. Deci mie mi se pare o problemă care la momentul de față nu trebuie să o găsim în activitatea CSM-ului, trebuie să o găsim la nivel legislativ. Deci CSM-ul nu poate ca să adopte norme primare. Deci asemenea norme pot fi, asemenea criterii, în primul rând trebuie să-și aibă baza legală într-un act suprem, adică în lege, după care, deci, prin regulamentul CSM-ului, deci ar trebui ca aceste criterii, deci ar trebui ca să fie dezvoltate. Deci orice normă, după cum noi ne dăm destul de bine seama, deci trebuie să fie o normă clară, trebuie să fie o normă previzibilă pentru justițiabil și în general pentru orice alte organe. Cu părere de rău, la momentul de față, noi nu avem asemenea norme clare și previzibile în ceea ce privește criteriile de selecție și evaluare a performanțelor. Pentru depășirea acestei situații, câteva luni în urmă, Consiliul Superior al Magistraturii a format grupuri de lucru pentru a analiza carențele care există în legile justiției, deci mai refer, începând cu legea privire la Consiliul Superior al Magistraturii, legea privire la statutul judecătorilor, legea privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, legea privire la cariera și selecția la selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor și multe alte asemenea. În situația în care vor fi operate asemenea modificări la nivel legislativ, după aceea deci urmează ca să operăm
modificări și la nivelul actelor interne ale CSM-ului. Păreri de rău, deci pe baza criteriilor care le avem, deci noi sau CSM-ul promovează persoanele în felul în care le promovează. Deci noi suntem ținuți de punctajul care este oferit de către colegiul de selecție. Colegiul de selecție este ținut de punctajul sau de evaluare efectuată de colegiul de evaluare, iar colegiul de evaluare este ținut de niște criterii care nu sunt atât de clare și previzibile. Deci iată, aceasta este realitatea. Deci dacă noi vrem ca să facem o reformă, reforma trebuie privită în ansamblu, deci în complex, deci nu doar pe anumite segmente. Pentru că acest lucru pe anumite segmente, să facem o modificare astăzi într-o lege și mână în alta, efect mare n-o să vedem. În ceea ce privește declararea sau verificarea averilor, la care a făcut referire și doamna director a Autorității Naționale de Integritate, la care a făcut referire și doamna Cozonac, cu părere de bine sau de rău, nu știu cum să mă exprim, deci CSM-ul nu este un organ care ar putea ca să verifice declarațiile sau averile magistraților. Noi reieșim din actele care sunt întocmite de către ANI, deci nu putem ca CSM-ul n-ar putea ca să se subroge în asemenea drepturi și totodată CSM-ul nu poate să-și aroge asemenea competențe. CSM-ul urmează doar să se conformeze și să aplice ceea ce stabilește sau ceea ce constată Autoritatea Națională de Integritate. În acest sens, deci eu aș dori ca să pun în discuție și să fac referire cel puțin la faptul că legea 544/95 privire la statutul judecătorului, deci în articolul 25 prevede că în situația în care se constată printr-un act definitiv de constatare, deci o situație de nesoluționare a incompatibilităților, acesta este un temei pentru eliberarea din funcție a judecătorului. La fel, eliberarea din funcție este dispusă și atunci când din partea unui judecător nu se depune declarații de avere sau interese personale. Sancțiunea aceasta este cea mai dură. Deci cea mai dură sancțiune care poate fi aplicată unui judecător este eliberarea din funcție. Deci alte sancțiuni nu sunt prevăzute în lege. Eu sunt relativ un membru din ultimii membri, zicem, care am început să ne exercităm mandatul, am practic un an de zile de activitate. Pe parcursul acestui an de zile nu am întâlnit nicio situație în care să fim sesizați de către Autoritatea Națională de Integritate referitor la asemenea, la careva situații privind nedeclararea averilor sau intereselor personale și de asemenea referitor la constatarea unor situații de soluționare a incompatibilităților. Însă în situația în care vor fi semnalate asemenea fapte, deci evident că aici deci CSM-ul nu are un drept discreționar atât de mare. Deci CSM-ul va trebui doar să aplice sancțiunea care este prevăzută de lege. Asta fiind spuse, mă declar disponibil să răspund și la alte întrebări, dacă vor apărea, și ofer cuvântul și celorlalți colegi care sunt prezenți. Vă mulțumesc mult, domnul Crețu, pentru intervenția dumneavoastră. Dacă vor fi întrebări, neapărat le vom discuta în cadrul sesiunii de întrebări-răspunsuri. Doar o mică mențiune, nu vă supărați, domnul Crețu, ați zis lucrurilor pe nume, vă mulțumim pentru aceasta, dar nu cred că este tocmai o afirmație plauzibilă că CSM-ul promovează candidații care sunt așa cum îi promovează pentru că sunt restrânși de anumite mecanisme legale sau există un cerc vicios, da, este adevărat, dar CSM-ul ar putea fi și mai vocal cu referire la necesitatea realizării anumitor modificări legislative sau necesitatea elaborării anumitor mecanisme pentru a schimba această stare a lucrurilor. Dar iarăși înțelegem că CSM nu este unica instituție responsabilă de elaborarea acestor mecanisme sau perpetuarea acestor schimbări. Vă mulțumim foarte mult! O avem alături și pe doamna Livia Mitrofan, ne bucurăm foarte mult să avem alături de noi un reprezentant al judecătorilor. Doamna Livia Mitrofan este judecătoare în cadrul judecătoriei Chișinău. Doamna Mitrofan, vă rog să ne spuneți cum văd judecătorii acest proces de verificare a averilor și intereselor. Consideră ei cumva că acest exercițiu ar fi un atac la independența judecătorească sau, din contră, ar fi un mod de a demonstra publicului că judecătorii, de fapt, nu au ce ascunde? Deci, bună ziua la toți! Mulțumesc pentru această oportunitate de a vorbi.
ce ține de modul de declarare a averilor de către judecători. Este adevărat că asta este un subiect foarte important și foarte complex și aș vrea pentru pe acest subiect să fie mai mult timp și mai multă posibilitate de discutat. Eu, doamna Cozonac, spunea că au început investigațiile jurnalistice încă din 2012, ține de averea și declarată de către judecători. Eu, tot pregătindu-mă despre acest subiect, am întâlnit un articol încă din anul 2012, potrivit căruia guvernul a aprobat un set de acte normative cu motoul zero toleranță corupției din sistem și responsabilizarea magistraților. Deci, între timp, au fost aprobate o serie de acte legislative, printre care inițial Consiliul Național de Integritate, Autoritatea Națională de Integritate, legea cu privire la modul de declarare a averii și intereselor, au fost înființate două colegii pe lângă CSM care verifică evaluarea, care verifică judecătorii și, respectiv, și instituția imunității judecătorului au fost modificată esențial. De asemenea, două strategii de reformarea sistemului judecătoresc și suntem în proces de adoptare a treia strategie pe sistemul judecătoresc. Și după atâția ani, 9 ani, da, sunt, oricum discutăm despre corupția din sistem, despre conflicte de interese, despre averi nedeclarate și la mine, evident ca și la orice cetățean, pentru că în primul rând suntem cetățenii acestui stat, ulterior deținem funcții publice, apare întrebarea dacă problema este în lege sau în claritatea ei. Și dacă aceste reforme și-au atins scopul așa după cum și-a dorit inițial legislator. Eu, personal, poziția mea este că problema nu este în lege și nu este în calitatea ei. Problema este în oameni, în interese și în modul de aplicare a legii. Și aici aș vrea să menționez că în orice lege perfectă se va găsi o imperfecțiune atunci când va fi intenția de o aplica tendențios. Inițial aș vrea să menționez că, în primul rând, judecătorii sunt interesați ca factorii din coruptibili din sistem să fie identificați și eliminați din sistem. Este o problemă ce afectează atât imaginea sistemului în general, cât și fiecare judecător în individual. Totuși, în opinia mea, la moment sunt două instituții care au posibilitatea de a verifica averile judecătorilor și asta este Agenția Națională de Integritate care verifică modul de declarare a averilor și proprietățile judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii care promovează judecătorii la funcțiile cheie în sistemul judecătoresc. Pentru că promovarea judecătorilor corecți în sistemul judecătoresc dă o speranță legitimă a unui judecător corect de a avea o ascensiune în carieră, o încurajare. Și poate judecătorii nu sunt atât de vocali și să vorbească peste tot despre acest, dar noi, între noi, oricum discutăm și noi ne cunoaștem. Mai mult ca atât, am observat o tendință ultima perioadă când se vorbește despre corupția din sistemul judecătoresc, se vorbește despre toți judecătorii. Și aș vrea să rog societatea civilă, aș vrea să rog jurnaliștii de investigație, presa, ca să nu se vorbească despre sistem la general ca corupt. În sistem sunt foarte mulți oameni corecți și onești. Și asta este o chestiune de descurajare a oamenilor corecți. Să se vorbească despre oameni concreți și despre chestiuni concrete cu sesizările de rigoare la organele de rigoare. Pentru că a vorbi la general nu are un efect juridic asupra situației de fapt în genere. Un lucru, lucrând în serviciu public de mai mult timp, am constatat un lucru, că din munca cinstită în sistemul public, averi nu faci, asta este clar. Totuși, chiar dacă este o diferență evidentă între venituri și cheltuieli, reieșind din prevederea articolului 46 al 3, se prezumă că proprietatea este dobândită în mod licit. Astfel, aici vine Agenția Națională de Integritate să aducă probe ce ține de caracterul ilicit al dobândirii proprietății, al modului de declarare a averilor, de tăinuire acestora. Și aici am văzut la moment că este un ordin al Agenției Naționale pentru Integritate de a fi verificați din oficiu toți judecătorii. Și eu cred că e o chestiune bună până la urmă, pentru că va fi o modalitate de a demonstra încă o dată societății că în sistem sunt foarte mulți judecători onești. Eu
fiind parte, evident, acestei societăți, am studiat mai multe declarații de avere, investigații jurnalistice și am văzut că noi ne confruntăm, de fapt, cu două probleme mari. Și asta este donațiile, despre care a comunicat și doamna Cozonac, și nu donațiile de 2-3.000 de euro, pentru că, mă rog, eu nu știu dacă este așa esențial. Noi toți avem părinți, mulți dintre noi au părinți peste hotare, au frați peste hotare, este o chestiune. Dar donații cu sume impresionante și legea nu oferă o posibilitate Agenției Naționale de Integritate de a verifica părinții și cumătrii care vin la cumătrii și donează sume exorbitante. Da? Adică și când, nu știu, după mine, și cred că aici trebuie de intervenit la nivel legislativ. Și ține de o altă problemă care de asemenea a fost remarcată, este de diminuarea prețului bunului declarat. Aici chiar mă gândeam cum ar putea fi un mecanism ca statul să poată interveni în aceste tranzacții. Și în Franța am găsit, spre exemplu, că atunci când statul depistează că un bun este vândut nu la prețul la prețul de piață, statul poate să anuleze acea tranzacție, să procure bunul punând un surplus asupra prețului care a fost propus și să vândă bunul la prețul de piață. Adică, respectiv, dacă automobilul se declară la suma de 10.000, statul anulează tranzacția, fiindcă evident nu e costul un automobil de lux 10.000 de lei, o cumpără la 20.000, ulterior vinde acest automobil la prețul de piață și banii se duc în fondul statului. Ar fi o chestiune de constituționalitate, dar după mine este un mecanism de responsabilizare în ceea ce ține de introducerea datelor corecte în declarație. De asemenea, aș vedea inițial fortificarea rolului ANI prin încheierea acordurilor bilaterale guvernamentale în vederea schimbului de date despre averile, proprietățile deținute de către, nu numai judecători, de către funcționari publici în alte state. Mi se pare că este un mecanism, am văzut, se implementează între state și este un mecanism, după mine, bun de a depista. Ce ține de Consiliul Superior al Magistraturii? Domnul Crețu s-a referit că Consiliul nu are acele părăchii. Eu, când mă refer la Consiliul Superior al Magistraturii, mă refer la atât la Consiliul ca organ de autoadministrare, cât la inspecție, colegii de evaluare, de selecție, cât și colegii disciplinar. Eu aș vrea să, într-adevăr, legea cu privire la modul de selecție, evaluare, performanță și cariera judecătorilor nu prevede integritatea ca un element în evaluarea acesteia, în articolul 2, făcându-se referire doar la etica profesională. Totodată este un regulament cu privire la criteriile, indicatorii și procedura de evaluare a performanțelor și unul din indiciu este integritatea judecătorilor. Punctul 11 de regulament prevede că indicatorul ce ține de integritate se evaluează prin prisma respectării etice profesionale, reputației profesionale, lipsa batelor disciplinare, lipsa condamnărilor la CEDO. Și mai mult ca atât, regulamentul prevede că reputația profesională este opinia generală în societate despre judecători, precum și autoritatea avută de către judecători printre judecători. Asta ține de criteriile de evaluare a judecătorilor, deja nu de accedere în funcție, dar de promovare. Și din punctajul total de 100 de puncte se acordă 23 de puncte. În fine, eu cred că este un punctaj mic în raport cu importanța noțiunii de integritate a judecătorului. Totodată este această posibilitate. Însă eu aici aș interveni ca integritatea să fie evaluată și de către Consiliul Superior al Magistraturii la promovare. Și aici, atunci când sunt anumite date, informații, publicații jurnalistice realizate în presă, care nu au fost luate și nu au fost expuse de către colegiul de evaluare, să fie discutate în plenul CSM, bine, în mod, poate fi într-o ședință închisă sau publică, nu văd o problemă, dar e important că ele să fie discutate, să fie apreciate, judecătorul să aibă posibilitatea de a se apăra și toate aceste elemente să le găsim în motivările Consiliului Superior al Magistraturii, atât a Consiliului cât și a colegiului, pentru că transparența acestor
promovări, de fapt, se realizează prin motivare. Adică eu, ca judecător, când citesc acea motivare, reieșind din tot ce cunosc eu, ce se întâmplă în sistem, să fiu convinsă că această hotărâre este una corectă. Mai mult că atât, nu am văzut un indicator. Deci este o chestiune ce ține la integritate, lipsa condamnărilor la CEDO a judecătorului, dar nu am văzut un indicator ce ține de temeiurile de casare a hotărârilor și aș cred că ar trebui deja de intervenit în regulament și de modificat, inclus și acest indicator. Eu consider că pe lângă profesionalism acesta denotă și de multe ori și integritatea judecătorului. De asemenea, treilea element care consider eu important în combaterea corupției, modalității de declarare a averilor, sunt însăși judecători. Pentru că judecătorii sunt niște persoane cu demnitate publică. Sunt niște sunt persoanele care judecă oamenii pentru că au încălcat legea și ei trebuie să dea un exemplu atât la declararea averilor și la modul de comportament în societate. Judecătorii sunt cei care sunt în vizorul public și trebuie să fie corecți. Și prin promovarea corectitudinii de la sine, promovez și imaginea sistemului în societate. Mai mult ca atât, judecătorii sunt cei care aleg persoanele în organele de auto-administrare. Deci eu cred că atunci când noi alegem, noi trebuie să facem alegerea corectă, astfel încât organele de auto-administrare să aibă grijă și de imaginea sistemului per ansamblu. Pentru că la moment, din toate expunerile în presă, câteodată întemeiate, câteodată mai puțin întemeiate, câteodată neîntemeiate deloc, suferă până la urmă credibilitatea actului justiției și încrederea cetățenilor în serviciu pe care noi îl furnizăm. De asta eu în final aș vrea să menționez că la moment este actual motoul promovat în anul 2012, zero toleranță corupției. Și cred că acest motou depinde de fiecare subiect implicat în, atât în modul de declarare, cât și în modul de colectare a probelor de verificare a averilor. Și noi trebuie să-l aplicăm la maxim atunci când ne confruntăm cu actele de corupție. Deci, mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamna Mitrofan, pentru această prestație. Noi ne bucurăm foarte mult să vedem această deschidere din partea judecătorilor. Sperăm să vedem din ce în ce mai mulți judecători vocali care sunt gata să vorbească despre problemele depistate de societate sau semnalate chiar și de jurnaliști și de investigații în sistem. Doamna Cozonac mai devreme a anunțat că va fi nevoită să plece. Doamna Cozonac, noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să participați la această dezbatere. Vă urăm o zi bună și multă sănătate. Este și colega mea, Mariana Colun, urmărește și eventual dacă vor fi întrebări ar putea și ea să intervină, cel puțin prin mesaje. Sau, deci i-am dat și adresa, dacă va trebui, va interveni ea. Mersi mult, noi urmărim subiectele astea și vom, chiar mi-au plăcut prezentările de acum și a doamnei Mitrofan și a domnului Crețu. Eu tot cred că dacă vor fi mai multe voci din sistem, lucrurile se vor schimba din interior și asta este important. Mersi încă o dată, da. Da, o zi frumoasă să aveți. Aș dori acum să îi ofer cuvântul domnului Ion Guzun, avocat și expert anticorupție. Domnule Guzun, vă rog să ne spuneți care sunt constatările sau carențele pe care le-ați depistat dumneavoastră în procesul de monitorizare a activității ANI. Domnule Guzun, aveți microfonul deconectat. Vă rugăm mult să-l conectați. Da. Bună ziua, mersi mult. Vă mulțumesc mult organizatorilor, dar și celor interesați care ne urmăresc. Probabil acest eveniment vă ia de organizat înainte de termenul limită pentru depunerea actelor. Poate unii și-ar fi inclus și alte afaceri care poate sunt în alte. Eu voi vorbi și voi întreba de fapt pe toți și pe noi ne vom întreba despre averea și interesele persoanelor funcției publice. Dacă noi simulăm, mimăm, verificăm sau chiar și investigăm. Sper să vedeți prezentarea mea. Vreau să fac o scurtă incursiune în niște ultimele cifre de fapt ale
barometrul public de opinie care a fost publicat în februarie de către Institutul de Politici Publice și noi vedem că la întrebarea care ar fi, după părerea dumneavoastră, principalele cauze ale corupției, noi de fapt vedem că salariile sunt undeva, dacă vedeți aici, o parte foarte jos, dar problemele sunt cele mai mari, din opinia cetățenilor, sunt sistemul politic, din oamenii cinstiți, legislația care nu funcționează, necesitatea de a face bani din cauza sărăciei. De o afară! Și tot așa mai departe. Dacă la întrebarea când vă gândiți la politicieni din țară ați spune că, noi vedem că mai mult, marea majoritate cetățenilor spun că, de fapt, toți aceștia sunt corupți. La întrebarea dintre aceștia, cine sunt cei mai corupți? Vedem că parlamentarii sunt în frunte, medicii, polițiștii, judecătorii, vame și miniștri, funcționari din cadrul primăriei. Deci aceștia cred că ar trebui să fie instituțiile țintă, sau mai bine zis funcționarii țintă, subiecții care urmează să fie verificați de către Autoritatea Națională de Integritate. De ce este important și să avem această răspuns la întrebare? Cât încredere au cetățenii în justiție și în alte instituții? Noi vedem că, de fapt, instituțiile care verifică persoanele sau care aplică legi, organele de ocrotire a normelor de drept, cum spunem noi, ele, de fapt, au o încredere foarte joasă. Eu cred că foarte recent ați văzut acest anunț în care ar aparține o vilă de pe Malul Nistrului unui general, care toată viața lui sau în ultimul timp a fost doar în instituții publice și își vindica asta cu 320.000 de euro. Investigația o puteți să vedeți pe ziarul de gardă, dar nu este singurul imobil pe care ar vinde-o și care ar aparține unor persoane de demnitate publică. Doamna Cornelia Cozonac a vorbit anterior despre domnul prim adjunct al procurorului general cu afaceri și, apropo, investigații care nici Procuratura Generală și nici Autoritatea Națională până la moment nu s-a expus pe averea acestuia. Indicele corupției pentru anul 2020, Republica Moldova cam se află la coadă, chiar și între țările din parteneriatul estic, chiar dacă media este de 41,5 privind percepția corupției, Republica Moldova are un scor de 34, deci este unul destul de grav. Noi, datele ne-au fost oferite cu mare drag de către Agenția de Administrare în Instanță Judecătoresc, care îi mulțumesc. Și noi aici putem să vedem că în anul 2020, sentinții care au fost pronunțate de către instanțele de prim nivel, deci judecătoriile, avem 181 de dosare în care judecătoriile s-au expus pe faptele de corupție sau conexie corupției. Sunt 181. În același timp, vedem că dosare care se află în instanța de judecată, care au durat mai mare de 12, 24, 36 de luni, vedem că ele sunt destul de mari. Eu cred foarte mult și înțeleg că este foarte greu de investigat și de examinat, de fapt, acțiunile prin care trebuie să faci niște investigații financiare, niște rulaje internaționale, sunt cazuri în care sunt și comisii rogatorii, în care se examinează, care de fapt tergiversează examinarea anumitor dosare, dar eu nu cred că cazul de corupție mică, atunci când mai ales sunt flagrante, se justifică ca dosarele se află foarte mult timp în instanța de judecată. De aceea, stimați judecători și procurori în fond, multe din tergiversarea, chiar și artificială, a dosarelor, inclusiv cu diferite creații legislative și idei năstrușnice ale unor participanți de contestare la Curtea Constituțională, duc la tergiversarea dosarelor și, ca impact, noi nu avem sancțiuni veridice, reale, pentru comiterea actelor de corupție. Și nu vorbesc aici doar despre corupția pasivă sau activă, vorbesc și de falsul în acte publice, care, apropo, este un element pe care o voi dezvolta un pic mai târziu, pentru că, în opinia mea, declarația care este depusă de către funcționari sau orice subiect care declară averea și interesele sale, sunt subiectul infracțiunii de falsul în acte publice. Când vorbim despre transparența în treburile publice și averile funcționarilor, noi trebuie să ne asigurăm
transparența procesului legislativ și administrativ trebuie să fie respectat atât de către consiliile locale, cât și de Parlament. Ați văzut cum în decembrie anul trecut, printr-o concentrare legislativă, aș spune eu, majoritatea parlamentară a încercat să modifice legislația care privea inclusiv afectarea în mare parte și în mod negativ a activității Autorității Naționale de Integritate și a altor instituții. Bine că deputații, sau mai bine zis, unii deputați au contestat la Curtea Constituțională și aceste modificări au fost declarate neconstituționale, dar eu pun la îndoială că cei interesați vor omite o altă eventuală posibilitate de a modifica legislația în același mod. Noi nu avem numiri și promovări în funcțiile publice în bază de merit, nu vorbesc individual, dar ca și o percepție. Persoanele simt că foarte multe dintre numiri, indiferent de funcția pe care au la nivel local sau la nivel central, nu sunt făcute pe bază de merit. Și ce vreau să fac o specificare. Parlamentul, guvernul sau orice autoritate trebuie să-și asume, chiar dacă o numire este făcută și este clar că este făcută cu influență politică datorită naturii funcției pe care o deține persoana, noi trebuie să excludem orice măcar aparență că acest lucru este făcut în baza unor criterii publice și nu în baza de merit. Apropo, acum și expiră termenul pentru depunerea actelor la funcția de avocat al poporului și sper foarte mult că viitorul avocat al poporului va fi numit în bază de merit, chiar dacă o va face de către Parlament. De ce menționez anume avocatul poporului? Pentru că este o instituție responsabilă în partea ce ține de mecanismul de asigurare a avertizorilor de integritate. Deci, mai departe, la transparența achizițiilor publice. Vedem foarte multe achiziții publice care sunt trucate. Și eu cred aici foarte mult trebuie să investigăm în ce măsuri persoanele care dețin funcții publice, la diferite nivele, chiar și executori, aparent simple, dar care au un rol important, sunt conectați la firmele private care câștigă diferite contracte de achiziții publice și de multe ori nu sunt calitative și trenează. Noi trebuie să avem o problemă foarte mare din punctul meu de vedere în partea ce ține de întregul mecanism și proces de declarare a averilor în primul rând și a conflictelor de interese din ambele părți, atât a subiectelor cât și din partea Autorității Naționale de Integritate, a Serviciului Fiscal și a altor autorități. Noi trebuie să vedem în ce măsură sunt rezonabile sau nu mai multe interdicții impuse funcționarilor. Și aici vorbesc în special de către cadouri, incompatibilități, conflictul de interese și în ce măsură acestea trebuie să fie modificate, reduse sau invers extinse. Doamna Răileanu a vorbit anterior despre faptul că cu ocazia mai multor evenimente sunt persoane care, judecători, procurori sau orice alt funcționar public care declară donații de 40, 50 de mii, sute de mii de euro. Aici trebuie să ne uităm cine sunt acele persoane și să extindem acest cerc de subiecte. În România acest lucru este posibil. De ce în Republica Moldova acest lucru nu este posibil? Trebuie să discutăm, dar mai serios. Trebuie să asigurăm o reală protecție a avertizorilor de integritate, care, cu părere de rău, este la o etapă incipientă, dar colegii de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției au niște cifre importante și cred că trebuie să discutăm cu altă ocazie despre acest subiect. Avem mai multe provocări din punctul meu de vedere. Limitarea controlului pe care îl face Autoritatea Națională de Integritate privind averea și interesele personale se limitează doar la verificarea perioadei precedente asupra formei și conținutului. Și din punctul meu de vedere, aceasta nu corespunde scopului articolului 27 a legii privind Autoritatea Națională de Integritate. Explic. Sunt foarte multe persoane care au deținut și dețin până la moment neîntrerupt funcții publice. Dacă am verificat toate averile lor de 10, 15, 20 de ani în urmă, eu pun la îndoială că aceste persoane, dacă cumulăm așa cum au declarat ei până acum, și-ar fi permis să-și construiască case de sute de mii de euro, să deține, să aibă în proprietate sau acomodat sau prin diferite acrobații juridice, mașini foarte scumpe sau să dețină alte bunuri. Eu cred că este, dacă vorbim de transparență,
cred că este o problemă la Autoritatea Națională din Integritate, că nu se publică în termen actele de constatare care sunt emise. De exemplu, unul dintre exemplele recente este publicarea actului privind verificarea verii domnului Filat Vladimir, fost premier condamnat pentru acte de corupție și apare o, așa, o dilemă juridică. Cum adică el a fost condamnat pentru comiterea actelor de corupție, iar inspectorul de integritate nu a găsit nicio încălcare? Aici trebuie să discutăm iarăși mai serios și să nu mimăm. O altă chestiune care eu cred că este importantă este volumul de lucruri diferit ale inspectorului de integritate. Aici am dat o comparație dintre diferiți inspectori de integritate care au fost numiți în perioade similare. Trebuie să discutăm inclusiv despre faptul că sunt instituții, deci autorități de stat, care împiedică activitatea Autorității Naționale de Integritate. Eu nu-mi imaginam până când nu a fost publicat raportul Autorității Naționale de Integritate și am avut o dezbatere la care am fost invitați și îmi pare foarte rău că sunt instituții de stat care continuă în mod deliberat să împiedice activitatea Autorității Naționale de Integritate, dar sper foarte mult ca autoritatea să insiste la întocmirea unor acorduri de colaborare pentru a evita asemenea neînțelegeri. Eu cred că este iminent ca să avem un audit de performanță privind funcționalitatea și eficiența sistemului informațional automatizat de integritate. Provocarea este în continuare neacoperirea tuturor funcțiilor vacante ale inspectorului de integritate, mai mult chiar și un membru al Consiliului de Integritate și-a dat demisia. În cazul în care, părerea mea, dacă Autoritatea Națională de Integritate nu poate să numească inspectorul de integritate, atunci cred că putem să punem în discuție ca inspectorul de integritate să fie susținut de către un grup de consultanți juridice, consultați juridici care se asiste în activitatea lor. Este mai ieftin, strategic și eu cred că putem să depășim această criză și lucru volum de mare cu care se confruntă la moment inspectorul de integritate. La moment avem doar 4 cazuri privind confiscarea averii care se află în procedură sau care au rezultat ca urmare activității inspectorilor de integritate. E mult sau puțin, eu nu știu, cert este faptul că impactul lor este unul foarte mic. Avem o problemă ce ține de declararea bunurilor care nu corespund de realității, vorbesc de valoarea lor, dar până la moment noi nu avem nicio condamnare pentru îmbogățire ilicită. Eu nu cred că, pe de altă parte, dacă am modificat legislația, apropo, să obligăm persoane să indice valoarea bunurilor lor, ar schimba esențial sau radical tot acest mecanism. Eu cred și cert, cred că la moment existația este destul de bună, în măsura în care să avem rezultate deja după aproape 4 ani de la adoptarea legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Am vorbit despre tergiversarea examinării sesizărilor privind averea persoanelor cu funcții de demnitate publică. A fost menționat anterior domnul Ruslan Popov, prima junta procurorului general. Eu cred că trebuie să fie stabilite niște priorități și să nu mizăm, mai bine zis, poate și să mimăm investigarea anumitor chestiuni, avere sau conflictul de interese doar a anumitor consilieri locali, primari, deși acel grup la fel este unul vulnerabil și este predispus pentru comiterea actelor de corupție. Acțiuni prioritate. Am menționat. Ținta cea mai principală este corupția mare și să nu facem chestiuni mai mici care, în fond, câteodată implică la fel de multe eforturi. Avem nevoie să consolidăm instituțiile anticorupție, să asigurăm independența lor funcțională, resursele financiare, dar și să clarificăm cu competențele acestora. Avem nevoie de transparență în activitatea și publicarea datelor esențiale ale tuturor instituțiilor și mă bucur foarte mult că periodic Autoritatea Națională de Integritate publică micile succese sau poate chiar și insuccese, asta sper foarte mult că este o lecție care pentru alții ca să înțeleagă pe cât de serioase și sunt intențiile inspectorului de integritate. A vorbit doamna Mitrofan că este necesar de a stabili parteneriate de schimb de date cu autoritățile administrative din alte țări. Vă asigur că sunt foarte multe persoane care dețin funcții publice, care au în proprietate bunuri imobile în România, Bulgaria, Ucraina. Cu aceste țări putem să începem.
o colaborare mai strânsă imediată. Investigarea legăturilor funcționarilor publici și afaceri în care sunt aceștia implicați. Eu cred că aici putem să o facem. Avem nevoie ca judecătorii de la toate nivelurile, dar și procurorii atunci când înaintează actele de învinuire, să ceară și să aplice sancțiuni efective și eficiente pentru infracțiunile de corupție și conexie. De multe ori noi avem doar sancțiuni care în fond nu-și ating scopul. Și apropo, vreau să mi-am adus aminte de o chestiune care a vorbit-o doamna Mitrofan și domnul Crețu. Eu nu cred că dacă noi am pune criterii pentru integritate în regulamente sau în lege, asta vom asigura că nu vom avea judecători. Dacă o persoană nu este integră, dacă este coruptă, ea nu poate să dețină această funcție afară din acest sistem. Dacă asemenea persoane vor fi punctate cu 5 puncte, cu 3 puncte, noi de fapt permitem ca aceștia în continuare să fie în sistem și să controleze mai multe procese din sectorul justiției. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnul Gunzun, pentru această prezentare. Acum vom deschide sesiunea de întrebări și răspunsuri. Deja avem câteva întrebări de pe online. Aș dori să le reamintesc urmăritorilor noștri că pot adresa întrebări de pe care le au atât în chat-ul privesc eu, cât și în comentarii la acest live pe Facebook-ul Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Prima întrebare pe care o avem de pe online este pentru doamna Antoci, sună în felul următor. Care sunt soluții pe termen lung pentru a înfrunta barierele cu care se confruntă ANI, anume în ceea ce ține de înscrierea averilor pe numele părinților, rudelor apropiate și pentru gestionarea din umbră a propriilor afaceri. Domnul Guzun, nu vă supărați, vă rog să deconectați microfonul. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare! Deci, acele modificări legislative pe care ANI le promovează din 2019 au fost acele rezultate, mici rezultate, pentru că ANI de 3 ani activă pe domeniul de control, în urma acelor rezultate care le-a acumulat inspectorul de integritate. Și eu, în discursul meu, le-am nominalizat care sunt acestea. Ele sunt atât în proiectul ANI, atât în planul de dezvoltare pe care l-am prezentat, cât și proiectul care este la Ministerul Justiției și memorandumul încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană. 1. Este crearea mecanismelor viabile, funcționale, de control pentru inspectorii de integritate, în primul rând atunci când depistează contracte la prețul derizorii, să-și poată efectua evaluarea la experți independenți, pentru a nu tergiversa termenul de efectuare a controlelor. 2. Averile care le descriu sau le scriu pe numele părinților, care sunt pensionari sau persoane care nu au bani suficienți pentru a da donații chiar și 1.000-2.000 de euro. Eu fiind demnitar, nu am primit în 3 ani de mandat asemenea donații ca să le pot declara în declarațiile de avere și interese personale. Și 4, cel mai important este că cu adevărat, dacă asigurăm integritatea funcționarilor publici, cei care vin în serviciu public, posibilitatea ca ei să-și declare valoarea reală a bunurilor. Fie intervenim la codul civil pe aspectul contractelor, ca aceste contracte să nu fie încheiate la prețul derizorii, fie dăm posibilitatea extinderii controlului inspectorului de integritate, ca în procedură de control să nu fie audiat doar punctul de vedere al subiectului de control, dar și a persoanelor care le acordă contracte din împrumut, recipise sau care sunt acei administratori ce administrează afacerile domniile lor. Vis-a-vis de ceea ce s-a expus, noi aici nu discutăm ANI, pentru că toate problemele pe care le-ați remarcat dumneavoastră sunt acele ce noi, eu în calitate de conducător, de 3 ani le vocalizez și le expun în rapoartele și discursurile pe care le am vis-a-vis la rapoartele către parteneri de dezvoltare, vis-a-vis din alte documente și scrisori oficiale către Parlament, Guvern, Ministerul Justiției. Nu este voință. Voință nici politică, nici voință din partea celor care suntem în sistemul judecătoresc și care cu adevărat trebuie să înfăptuim justiția în Republica Moldova. Corect a zis doamna Cozonac. Controlul averilor se face doar în urma sesizărilor din oficiu. Eu, în calitate de președinte, emit anual acel ordin, pentru că în urma controlului să putem face acele sesizări în oficiu, dacă depistăm careva încălcări aspecte legate de declararea sau modul de declarare a averilor și veniturilor din partea subiecților la această categorie de subiecți. 2.
Avem doar sesizări din oficiu în urma investigațiilor care le fac jurnaliștii. În 3 ani de activitate, ANIU nu a văzut nicio sesizare cu privire la controlul că s-a admis o conflict de interese cu tare judecător sau cu tare procuror. Deci nu există absolut nicio sesizare sau, să zic, să raporteze acei judecători onești la ANI, exact cum face cetățeanul simplu atunci când constată că un ales local cu adevărat a încălcat legea. Vorbesc de 2 spețe care nu s-a luat atitudine și, cum zice doamna Cozonac, dacă jurnaliștii au atacuri, are și ANI-ul atacuri. Speța numărul 1, ne referim la cazul judecătoare care, fiind notificată în urma controlului din oficiu a declarației de avere și interese personale, notificată să-și depună declarația, aceasta nu a respectat legea și nu a făcut-o la prima și a doua oară a notificării din partea inspectorului. Inspectorul de integritate în ianuarie 2020 a înștiințat CSM-ul. CSM-ul a anunțat ANI-ul că va face o investigație prin inspecția judiciară. Din iulie 2020, iarăși inspectorul s-a întrebat CSM-ul care este situația. Răspunsul este că inspecția judiciară nu a văzut nimic. Deși, cum a zis și domnul Crețu, da, articolul 25, litera G, 2, expune clar că judecătorul este liberat din funcție de organul care l-a numit în cazul unui depun declarații de avere și interese personale. Deci, până în prezent, acest caz nu este. Da, este un caz unic. Un caz pentru că, în care nu s-a luat atitudine, înseamnă că nu a fost voință și, cu adevărat, noi am demonstrat că suntem imparțiali, integri și curajos la luarea anumitor decizii. 2. Sesizarea, iarăși în privința unui control a unui membru CSM, care a fost făcută iarăși de 2 instituții publice și a unei investigații jurnalistice. Rezultatul este un act de constatare care, după care au apărut mai multe atacuri în privința inspectorului care a investigat și a luat o decizie corectă, imparțială și atacuri asupra președintelui autorității. De ce? Și aici întrebarea apare. Cum să ne mai expunem mai vocal ca ANI, care ANI nu vine cu probe. ANI este instituția care nu are investigații operative sau de alte aspecte. Noi suntem cei care trebuie să acumulăm materiale, să adunăm punctul de vedere a subiectului de control, iar atunci când chiar suntem cu un act de clasare, aici intervin deja organele abilitate, care au organ de urmărire penală, care cu adevărat trebuie să lupte cu corupția la nivel înalt. Cooperarea e slabă, da, avem impedimente și ele vor fi, dar fortificarea și adunarea tuturor forțelor care contribuim cu adevărat la înfăptuirea justiției la o masă rotundă, când fiecare ne vom veni cu informații pe care le deținem pe domeniul competențe, cu adevărat noi vom demonstra societății că avem voință și cu adevărat ne dorim un sistem judecătoresc corect, imparțial, integru, ca să nu fie blamați prin investigații, să nu fie persecutați, filmați, pe ascuns, că duc un mod de viață diferit de cel ce îl declară. ANI-ul trebuie să devină exact cum este instituțiile similare din statele Uniunii Europene. Cel care educă, susține și previne corupția, dar nu să vină să-i certe, cum fiecare așteaptă că vine ANI-ul și o să fie o bâtă cu care se va da peste mână la subiecții declarării. Vă mulțumesc pentru... Vă mulțumesc, doamna Antoș. Într-adevăr, iarăși ajungem la aceeași idee despre colaborarea dintre instituții, de altfel, mingea nu mereu se află în terenul ANI-ului. În același context, doamna Antoș, cunoaștem că în cadrul Parlamentului a fost creată o comisie parlamentară specială însărcinată cu elaborarea propunerilor de modificare a legii ANI. Vă rog să ne, dacă puteți să ne spuneți care sunt principalele aspecte de modificare propuse și efectele care le vor avea aceste modificări pe termen scurt și lung, altele decât cele menționate de dumneavoastră sau dacă cele menționate de dumneavoastră se regăsesc în aceste propuneri de modificări. Aveți dreptate. Deci în ultimele 4 luni anului actual și finele anului 2020 au intervenit mai multe proiecte de modificare a cadrului special ANI. De ce? Pentru că am devenit un pic
cu care au mici rezultate, dar palpabile, dacă deranjează cu adevărat că se fac aceste modificări, în primul rând vor avea suferit acele dosare pe care le au în investigație inspectori de integritate. Ne referim la termenul care va fi limitat de la 3, va trece la 2 ani, cât și asupra categoriilor de subiecte care este necesar să revizuim pentru a face o anumită claritate la acest aspect. Comisia parlamentară care s-a format recent a avut doar o primă ședință la care nu au fost prezenți toți membrii, nu există un proiect definitivat, ANI merge pentru a modifica cadrul de special al autorității integral conform prevederilor și expunerilor expuse de ANI, cât și de către partenerii săi de dezvoltare. Vă mulțumim mult pentru răspuns, doamna Antoș, și avem și o întrebare pentru domnul Guzun, iarăși de la urmăritorii noștri de pe online. Domnul Guzun, întrebarea sună în felul următor. Credeți că ANI depune tot efortul necesar pentru a-și face jobul într-un mod adecvat și corect? Eu aș ruga persoana care a dat întrebarea să specifice. Vorbim de... Aș ruga persoana care a dat întrebarea să specifice, vorbim de întreaga Autoritate Națională de Integritate, sub aspectul administrativ, dacă doamna Antocea, nu știu, a aprobat careva ordine, documente, regulamente, sau vorbim specific despre inspectorul de integritate. Până când avem acea concretizare de la persoana care a adresat această întrebare, aș dori să îi adresez o întrebare și domnului Crețu. S-a menționat și mai devreme, deja de ceva timp se discută această idee în spațiul public și anume necesitatea motivării hotărârilor CSM în legătură cu numirea sau promovarea judecătorilor sau, din contră, refuzul de a numi un judecător în funcție. De fapt, raționamentul care se ascunde în spatele acestei motivări ar fi efectuarea de către CSM a unui control riguros în legătură cu candidații care ascend în funcția de judecător. De altfel, înțeleg că la momentul de față acest control riguros nu este efectuat sau dacă este efectuat, noi nu avem de unde să cunoaștem acest lucru, pentru că tot ce publică CSM în legătură cu numirile judecătorilor sau nenumirile acestora este numărul de voturi pe care le-a acumulat candidatul X sau Y. Vă rog, domnule Crețu, să ne spuneți ce părere sau care este poziția CSM-ului în raport cu această idee de motivarea hotărârilor și de efectuarea unui control riguros asupra candidaților. Da, mulțumesc de întrebare. Da, în primul rând aș vrea ca să punctez că CSM-ul este un organ colegial. Eu pot să vorbesc acum la această întrebare, pot să vă ofer o întrebare de nume propriu. Deci eu personal sunt pentru motivarea hotărârilor. Deseori suntem puși la limită, deci sunt multe hotărâri la care nu se întrunește numărul necesar de voturi, de 8 voturi, și de fiecare dată deci noi punem problema ce motivare va avea hotărârea respectivă. Deci când nu există o majoritate, să zicem, a membrilor organului colegial. În ceea ce privește admiterea în profesie, este o problemă. Noi, CSM-ul, toată responsabilitatea planează pe CSM. Noi, CSM-ul, suntem cei care trebuie ca să promovăm doar persoane integre, doar persoane cu un nivel înalt de profesionalism. Dar noi, totodată, suntem ținuți de un punctaj care nu este oferit de către CSM. Ori, dumneavoastră probabil cunoașteți destul de bine că 80% din punctaj este punctajul este oferit de colegiul de selecție. CSM-ul doar poate să intervină cu 20% din punctajul total. Și în caz de față primești așa, deci CSM-ul ca organ colegial poate ca să aibă o pondere de 20%, dar responsabilitatea la numirea în funcție este de 100%. Exact același lucru este și atunci când punem în discuție problema de promovare la o funcție administrativă sau la o instanță ierarhică superioară. Noi recent avem o hotărâre a Curții de Apel Chișinău, o hotărâre ieșită din comun care a fost asupra cărei deci s-au făcut multe, s-au expus multe puncte de vedere deci în spațiu public, când o persoană este promovată într-o funcție, într-o instanță ierarhică superioară cu
patru voturi, dar persoana respectivă are un punctaj mai mare. Și aici e pus problema, ce punem noi la bază? Punem votul organului colegial sau punem, sau punem punctajul oferit de către un organ specializat, care, după cum v-am făcut referire, punctajul oferit pentru integritate este foarte mic, nici 10% din punctajul final. Și în caz de față, deci noi nu avem criterii clare de selecție, cerem de la CSM responsabilitate maximă, dar deocamdată legislația este cea care există. Deci nu ne permite nou ca noi să facem ceea ce noi dorim. Deci, din acest punct de vedere, vreau să vă zic că atât timp cât noi nu vom face modificări în legislație, atât timp cât noi nu vom merge cu modificarea corespunzătoare a regulamentelor interioare a CSM-ului, atât timp cât noi nu vom modifica criteriile de selecție, problema respectivă va rămâne nesoluționată. Mulțumesc, domnul Crețu. Domnul Rusu are și el câteva întrebări. Vă rog să interveniți, domnul Rusu. Mulțumesc, Ecaterina. Aș vrea să mă expun întâi de toate ca o completare, ca o remarcă la aspectul legat de integritate. De fapt, domnul Guzun l-a menționat. Deci aspectul de integritate nu poate fi cuantificat ca procent dintr-un întreg la evaluare. Aspectul de integritate este un criteriu de calificare sau descalificare a oricărui candidat. Și în lipsa unor confirmări integrității unui candidat, acesta se descalifică la etapa inițială. Deci ce ține de mijloace de procedurile din cadrul CSM. Aspectul legat de integritate nu urmează a fi verificat atunci când noi punctăm și alte calități ale candidatului. Deci, chiar dacă avem un judecător profesionist sau fix același lucru și față de Consiliul Superior al Procurorilor, dacă avem un procuror profesionist cu mulți ani de experiență în spate, dar dacă dumnealui nu poate justifica sau dumneaei nu poate justifica stilul de viață, cheltuielile pe care le suportă sau sursele pe care ele recepționează sub formă de donații sau alte active pe care le deține, coraportat la veniturile legale. Deci noi nu putem să discutăm despre promovarea unui astfel de candidat. Înțeleg că la capitolul detalii, pentru că acolo de obicei se ascunde diavolul, avem încă de lucrat. Dar sunt prevederi generale, spre exemplu legea integrității. Avem prevederi generale din legea privind la statutul judecătorului, în care este menționat expres că judecătorul este verificat și la capitolul integrității. Deci în momentul în care noi acum interpretăm legea în sensul în care integritatea este un criteriu de calificare inițială sau descalificare în absența acestuia, și noi putem să rezolvăm anumite aspecte. Pentru că averea nejustificată nu ține doar de activele care, Doamne ferește, au apărut peste noapte. Acestea sunt niște active care pot proveni din activitate infracțională. Și în cazul judecătorilor și a procurorilor care iau decizii în sectorul justiției și pot să condamne persoane nevinovate sau în același timp să protejeze persoane vinovate, noi atenționăm asupra unor valori mult mai mari decât niște active nedeclarate. E vorba despre securitatea întregului sistem și securitatea cetățenilor. De aceea și accentul pe elementul de integritate trebuie să fie substanțial. Acum aș vrea foarte rapid să trec la întrebări pentru că depășim în curând timpul dedicat acestui eveniment. Aș vrea să adresez, în special doamne Antoci, următoarea întrebare legată de sursele adiționale de informare pentru a verifica averile, dar și cheltuielile suportate de către profesioniștii supuși evaluării. Deci, Serviciul Fiscal de Stat are competență să facă verificarea indirectă a veniturilor. Doi la mână, prin prevederile din codul fiscal, este stabilit că în momentul în care noi trecem de limita de 300.000 de lei,
Acest exercițiu poate fi efectuat și informații prezentate în acest sens. În aceeași ordine de idei, mă gândeam și la modalitatea în care ANI și-a structurat o metodologie de a evalua cheltuielile aproximative pe care le-ar suporta o persoană evaluată la nivel de avere. Pentru că ce avem noi este pe lângă veniturile legal declarate și pe lângă averile care există, aceste averi, orice proprietate, generează și anumite cheltuieli. Orice mijloc de transport generează cheltuieli de întreținere sau un imobil, mai ales dacă imobilul este mai voluminos. Deci au fost analizate și aceste aspecte care să fie calculate la partea de cheltuieli, care se aplică în mod normal, ca ulterior să extragem din veniturile legale pe care le au persoanele care depun declarații de avere și să vedem dacă cumva se intercalează, dacă nu există diferență substanțială în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Ce privește ceea ce ține de bazele de date, deci când legea este stipulat clar, se folosesc toate informațiile din registrul de stat în mod gratuit de către inspectori prin intermediul sistemului automatizat de integritate. Dacă sunt careva informații din alte partea companiilor de asigurări, bănci sau alte instituții, la fel inspectorul integritate le solicită în formă scrisă sau în format electronic. În declarația de avere și interese personale se indică doar veniturile, nu și cheltuielile, deși în cadrul procedurii de control, inspectorul de integritate, bineînțeles, se informează și solicită informații vis-a-vis de careva cheltuieli, cum ați spus, fie contracte de studii, contracte de întreținere automobilelor sau careva cheltuieli legate de plecare peste hotare în călătorii și așa mai departe. Pe domeniul de sesizare a organelor fiscale, inspectorul de integritate fac de fiecare dată, se examinează în pofida faptul că avem și acel aspect legal că organele fiscale se sesizează și încep un control chiar dacă suma depășește de la 300.000 în sus. Dacă vă uitați în raportul de activitate anului precedent, veți vedea și cifra că din 100 de sesizări transmise către organele fiscale, deci mai puțin de 10-12 cazuri s-au autosesizat și au făcut careva o controlare de evaziune fiscală, de recalcularea a impozitelor de către persoană sau alte aspecte pe domeniul fiscal. Metodologie vis-a-vis de modul de cheltuieli, la momentul în autoritate nu există, doar este acea metodologie de control pe care le utilizează inspectorul de integritate. Dacă ne referim la controlul averilor, aici inspectorii deja au formula matematică stabilită în metodologie care stabilește care au fost veniturile, cheltuielile și pentru a stabili acea diferență substanțială, dacă ea există. Vă mulțumesc, doamna Antuci, pentru răspuns. Dacă mai sunt întrebări din partea paneliștilor? Vă mulțumesc mult pentru deschiderea de care ați dat dovadă. Am vorbit astăzi despre cum stau lucrurile în domeniul verificării averilor și intereselor în justiție. Am identificat unele probleme, dar și am dezbătut viziunile diferitor actori din sistem. Acum, în cadrul sesiunii de concluzii, vă rog mult, timp de un minut, să vă referiți la unele dintre soluții care vin să ridice gradul de eficacitatea mecanismelor deja existente sau, de ce nu, a unor mecanisme care ar putea fi dezvoltate pe viitor. Vă rog, doamna Antoci. Vă mulțumesc că oricum a fost o dezbatere bună, discuțiile și recomandările pe care sunt adresate în adresa autorităților, suntem destul de receptivi și cu adevărat accept orice expunere și pozitivă și negativă. Obiectivele noastre autorității rămâne de a evolua la nivelul de număr de controle,
luând în considerație deja acele proiecte noi care, în care ANII este beneficiar, vom miza în continuare pentru a stabili o cooperare mult mai strânsă cu instituțiile din domeniul anticorupției, la fel o cooperare și schimb de expertiză cu instituțiile similare din țările Uniunii Europene și sperăm să avem foarte mult suport atât din partea colegilor din Franța, din Serbia, din România, pentru cu adevărat să contribuim la verificarea verilor, anume acele bunuri pe care le dețin subiecții noștri în afara Republicii Moldova, pentru a fi mult mai eficienți și mult mai cu rezultate palpabile la actele de constatare cu privire la încălcarea regimului juridic al averilor. Indiferent care nu ar fi acești subiecti, subiecții de control a autorității, toți sunt egali în fața legii și în principiul activității autorității este că orice sesizare la autoritate este binevenită dacă are și mijloace probante pentru inspector, la fel noi suntem deschiși pentru a le examina. Vă urez mult succes și mizez foarte mult în continuare pe susținerea colegilor și de la CSM și colegilor care sunt de la CSP și pentru a aduce mult mai multă încredere societății că avem judecători corecți, imparțiali, pentru a nu umbri activitatea acestora și a da mai multă încredere în soluțiile pe care le iau în dosarele ce le au în examinare. Vă urez multă sănătate și toate bune! Mulțumim mult, doamna Antoș. Vă rog, doamna Mitrofan. Microfonul, doamna Mitrofan, vă rog. Încă o dată aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi. Important este că este cea deschidere din partea tuturor instituțiilor în vederea colaborării și instituirii unui mecanism eficient de declarare a verilor, de verificare acestora. Eu mi-aș dori doar că, în final, ca totuși prevederile legale să fie aplicate, să fie aplicate prin prisma principiului bunei credințe, reși din responsabilitatea tuturor și legea să fie aplicată în mod egal pentru toți, să nu fie selectivă. Deja m-am expus referitor la propunerile care le-a consider eu mai relevant, așa aș spune eu, în vederea combaterei. Sperăm doar că toți actorii, inclusiv și judecătorii, procurorii, ANI, CSM-ul, CSP-ul, să întreprindă acțiuni diligente în vederea combaterei acestui fenomen. Și sper că la anul deja se va discuta cu alte tonuri pe acest segment. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamna Mitrofan. Domnul Crețu, vă rog să interveniți și dumneavoastră. Da, vă mulțumesc mult. Este îmbucurător faptul că doamna directora a Autorității Naționale de Integritate, deci și-a declarat deschidere pentru conlucrare. Noi constatăm că justiția este unul din domeniile cele mai vulnerabile din țară, unde există foarte multe probleme și foarte, foarte multe semne de întrebare referitor la declararea averilor. Poate că aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru ANII, de a verifica mai minuțios și mai multiaspectual, deci aspecte legate de averea judecătorilor, în așa fel, deci, ca să excludem orice suspiciune în privința majorității judecătorilor, iar dacă există careva suspiciuni motivate în privința unora din judecători, deci atunci aceste chestiuni să fie puse în discuție și în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Am ascultat pe finalul acestei conferințe, am auzit ceva nou la care trebuie să ne gândim, deci o afirmație lansată de domnul Iulian Rusu, precum că aspectele de integritate, deci nu urmează a fi punctate. Deocamdată, cu părere de rău, ele se punctează și după cum am afirmat anterior, ele se punctează cu un punctaj foarte mic. Pe de altă parte, îmi pun problema, dacă am accepta ca noi în cadrul organului colegial să punem în discuție aspecte de integritate și spunem da sau nu ex prompt, fără careva probe, doar bazându-ne pe careva judecăți de valoare, doar bazându-ne pe anumite
afirmații din societate, cineva spune că cineva este corupt sau nu, sau cineva are o avere nejustificată, nu cred că acest lucru ne-ar permite ca noi să avem o hotărâre motivată. Deci noi juriștii suntem deprinși ca orice nu am face, deci să fie bine motivat. Și știm că există un principiu elementar a dreptului, că nu există pedeapsă fără lege. Deci în caz de față, pedeapsa este prevăzută de lege, dar procedura de a se ajunge la aplicarea pedepsei respective trebuie să fie una legală. Deci nu putem să mergem pe bază de afirmații, dar trebuie să mergem pe bază de probe. Deci este un segment asupra căruia deci noi trebuie ca să lucrăm în continuare. Poate că această idee care ne-a fost lansată astăzi de domnul Rusu, să-i găsim o justificare și o implementare la nivel legal, iar după aceea și la nivel practic. Eu vă mulțumesc foarte mult de invitație, deci e clar că în cele 7-10 minute cât ne-ați oferit cuvântul la fiecare ca să vorbim, mari invenții și mari noutăți nu putem pune în discuții, dar oricum orice pas care este făcut este un pas spre bine. Și noi vă mulțumim, domnul Rusu. Domnul Guzun a fost nevoit să plece mai devreme. Îl mulțumim mult pentru implicarea în cadrul dezbaterii de astăzi. Ne apropiem de finalul evenimentului. Îi mulțumesc mult paneliștilor care au alocat timp pentru a participa în această dezbatere, pentru prestațiile care le-au avut. Sper cele discutate astăzi să fie luate în considerare atât în procesul de modificare a legii ANI, cât și în unele reforme relevante subiectului care sperăm noi vor urma. Mulțumesc mult Fundației Hans Seidel pentru suportul oferit în cadrul organizării evenimentului. Le mulțumim partenerilor de la Privesc Eu și Realitatea Live Media pentru difuzarea acestui eveniment. Desigur, le mulțumim urmăritorilor care au ales să fie astăzi alături de IPRE. Înainte de a încheia evenimentul, dragi urmăritori, vă rugăm să accesați un chestionar pe care îl găsiți în comentariile la acest live pe pagina de Facebook a Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Pe această cale ne puteți spune ce a fost bine în cadrul acestui eveniment, dar ne puteți sugera ce am putea îmbunătăți pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc încă o dată paneliștilor, vă urez o zi frumoasă și multă sănătate. Numai bine!